Ați menționat în intervenția dumneavoastră despre biserică, despre părinții creștini care își duc copiii la biserică și copiii aceia sunt educați acasă, la biserică, participă la slujbele împreună cu părinții lor, au acces la școala duminicală, la Evanghelia, îmi spune noi. Deci sunt cu siguranță avuți în grijă de părinții lor. Dar, deși se întâmplă lucrul acesta, biserica este în zilele acestea și, de fapt, de o perioadă lungă de timp, ne-am obișnuit să vedem biserica ca, să spunem, locul cel mai rău privit de ONG-le progresiste. Întotdeauna biserica, în ultima perioadă, în ultimii ani, a fost privită ca locul în care oamenii învață să devină medieval, să devină încuiați, oamenii creștini se opun educației, nu numai educației sexuale, în general, punând întotdeauna în contradicție biserica împreună cu știința, biserica cu înnoirea, biserica cu lumea contemporană, cu progresul. Practic, biserica este vinovatul de serviciu a tot ce se întâmplă rău. Și ce orice vine dinspre biserică este de condamnat și creștinii trebuie puși la colț cu orice cred. Deci, domnul Cătălin, până acum am discutat despre statistici și argumente pe care le invocă în a sprijini ideea introducerii educației sexuale în școli. Acum intrăm în domeniul ideologic, filozofic. De aceea, îngăduiți-mi să spun acum că avem de-a face cu o ideologie neomarxistă. Această ideologie neomarxistă își propune să preia puterea politică în statele lumii și să introducă o nouă formă de marxism. Avem de-a face cu marxismul clasic, așa cum l-a gândit Marx și apoi a fost preluat de Lenin și de toate celelalte țări comuniste și ne-am trezit cu marxism comunismul, cu marxism-leninismul pe care unii dintre noi l-am experimentat. Cu această ideologie care a luat ca și țintă biserica să o desfințeze, familia să o aducă într-o formă de subordonare controlată total de stat, copiii să fie instituționalizați și educați de stat. În această formă, acel marxism, comunismul, socialismul, a falimentat. A falimentat pentru că s-au bazat în special atunci pe preluarea mijloacelor de producție. Vă aduceți aminte de naționalizări, vă aduceți aminte de faptul că au luat pământurile, că au luat fabricile, pentru că spuneau ei, cine controlează mijloacele de producție are puterea. Au luat mijloacele de producție, au luat pământurile și fabricile și le-au făcut praf. Și le-au explicat oamenilor că vor elimina boierimea, chiaburii, vor regimul burghezo-moșieresc, și vor aduce bunăstarea și vor aduce egalitatea și libertatea. Și au adus dezastru. Acel tip de marxism a murit. Dar marxiștii s-au reinventat într-o formă a neomarxismului și acum, fiți atenți, vă rog, nu mai vor să înceapă cu mijloacele de producție, ci cu mijloacele de reproducere. Nu mijloacele de producție, fabricile și pământul, ci mijloacele de reproducere. Adică vor să pună controlul asupra tehnicilor de prevenire a sarcinii, pe toate tehnicile genetice, medicale, de fertilizare, în afara relațiilor între soț și soție, și își propun să distrugă toată civilizația occidentală iudeo-creștină și să aducă o lume în care să facă din relațiile sexuale un fel de comunism, un fel de proprietate comună asupra mijloacelor de reproducere și asupra copiilor. Deci aceasta este ideologia și au făcut ceva incredibil. Au fuzionat filozofia lui Marx cu psihologia lui Sigmund Freud. Și au introdus o nouă luptă de clasă. Și acum, atenție, lupta de clasă este între biserică și spitale. De aceea se strigă, vrem spitale, nu catedrale.
Deci, noua luptă de clasă este între cei care merg la biserică și construiesc biserici și cei care se duc la spital și construiesc spitale. Nimic mai fals. A doua luptă de clasă pe care o introdus-o este între părinți și copii. Părinții sunt dușmanii copiilor. Părinții neagă dreptul copiilor la educație. Părinții sunt obscurantiști, sunt retrograzi. Părinții sunt de evul mediu, biserica este de evul mediu. Copiii ar trebui să aibă eliberarea sexuală și sunt oprimați de biserică și de familie. Și noi eliberatori, noua forță mesianică în ghilimele, sunt sexologii, specialiștii în educație sexuală, adică eliberarea relațiilor sexuale de sub orice morală. Aici este problema ideologică, de aceea biserica este ținta unor atacuri incredibil de agresive și de mărșave. De aceea familia este ținta atacurilor. Imaginați-vă ce educație ne propun când introduc lupta de clasă între copii și părinți. Dar ce s-ar fi făcut în lunile acestea cu toți copiii României care trebuie să stea acasă? Dacă trebuie să stea în casă cu dușmanul de clasă. Cum să-ți educi copilul ca părinte dacă te percepe ca dușman de clasă? Cu această ideologie, domnule Cătălin, vor să intre în școli și să ne intoxice, să ne otrăvească copiii. Și folosesc argumente false. De aceea avem toată această teorie, tot acest discurs public, că biserica trebuie eliminată, că familia trebuie îngrădită. Și să facem educație fără acordul părinților. Să trimită scrisoare președintele României să susțină educație fără acordul copiilor. Mai întâi este anticonstituțional, dar este profund antiuman. Și această ideologie neomarxistă a introdus o nouă luptă de clasă. Și trebuie să fim de acum conștienți, pentru că avem de-a face cu această ideologie care otrăvește societatea împotriva bisericii și otrăvește societatea împotriva părinților. Ca să trag concluzia, copiii care merg la biserică, copiii care au părinți care merg la biserică, sunt copii performanți la școală. Avem prin îndurarea lui Dumnezeu școli teologice la ora actuală în România. Copiii care au prin decizia lor și a părinților, au această posibilitate să studieze la școli teologice, de la grădiniță până la liceu, până la universități. Domnule Cătălin, sunt printre cele mai performante școli din România, din punct de vedere academic, din punct de vedere social, moral. Când se ajunge la bacalaureat, dacă ne uităm la rata de promovare, la procentul de promovare acestor școli, e limpede că acolo se face carte. Deci toată argumentația lor este o retorică extrem de vicioasă, extrem de vitriolică, cu această ideologie a luptei de clasă. Ori eu cred că părinții, profesorii, bisericile se vor trezi ca să nu mai înghită gogomăniile acestor neomarxiști. Avem de-a face cu o ideologie care vor să transforme sexul în proprietate comună. Adică să mergem înspre aceste destrăbălări în comun, orgii, să ferească Dumnezeu România de așa ceva. Și când vom ajunge să discutăm despre conținutul educației sexuale pe care o au în plan acești neomarxiști, este limpede că este fundamental împotriva dezvoltării normale a copiilor.